Suntem în această zi de sărbătoare la cina Domnului, când ne apropiem de trupul și sângele Domnului și cred că este un moment decisiv, un moment important, un moment ce calibrează viața noastră duhovnicească. Și indiferent ce stări, indiferent ce sentimente, indiferent ce încercări, ce gânduri sunt în viața noastră, Întotdeauna cina Domnului are rolul acesta de a ne face sensibili la vocea lui Dumnezeu. Poate că nu te-ai rugat cât a trebuit, poate n-ai cântat cât a trebuit, poate n-ai dăruit, nu ai fost în cea mai bună formă spirituală până la momentul acesta. Dar când stai la cina Domnului, se produce acest miracol, această transformare. Isus Hristos aduce această sensibilizare a conștiinței noastre, a vieții noastre. Și nu e necesar să li se spună nimic, înțelegem întru totul că cel care domnește este Hristos, că cel care contează este Hristos, că cel care ne transformă este Hristos și că avem altfel de stări. Nu prin meritele noastre, ca că ar fi pe meritele noastre, eu cel din tâi poate aș fi cel mai în măsură să spun, nu am merite. Și de atacă așa ca și apostol Pavel, vei spune, nu, nici eu nu am. Așadar, cine Domnului ne sensibilizează? Dacă te uiți în media astăzi, este cu neputință la un moment dat să nu apară un peisaj frumos, o cascadă frumos care curge, verdeață în jur, o ambianță plăcută și nu contează ce fel de emoție ai trăit până în clipa aceea, parcă te sensibilizează imaginea respectivă. Pe mine, de exemplu, întotdeauna m-au încântat bebelușii. Când văd un bebeluș și îl văd cu frumusețea aia lui, cu inocența aia lui, îi văd obrăjorii plini de bucurie, mânuțele care uh, nu au nimic altceva decât să-ți transmită dragoste, dintr-o dată, cât de tare m-aș considera și cât de exigent mă consider, mă emoționează foarte tare. Poate pentru ta este cu totul altceva. Dar în dimineața aceasta, avea să-ți spun o întrebare foarte serioasă. Să-ți spun o întrebare la care poate nu te-ai gândit că am putea să dăm un răspuns. Și întrebarea este aceasta. Ce sensibilizează pe Dumnezeu? Ce sensibilizează pe Dumnezeu? În sensul acesta, voi veni să deschidem la 2 Cronici, la capitolul 7 unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Sfânta Carte, dar un verset deosebit, ne vom uita la versetul 12, la versetul 16, dar citim cuvântul de bază din versetul 14. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Amin. Scripturile reprezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care uh, întotdeauna are autoritate în cer și pe pământ. Scriptura îl arată pe Dumnezeu ca unul care domnește, unul care controlează totul. Psalmul îl descriu pe Dumnezeu că la vuietul, la glasul lui, vuietul apelor se pune în mișcare, vântul își are sensul lui, natura declară măreția lui Dumnezeu, o zi istoricește altea despre puterea lui Dumnezeu. Noi când ne gândim la Dumnezeu, mai ales atunci când suntem în probleme, în cazuri în frământări, ne place să credem și să știm că Dumnezeu este puternic. Avem nevoie de un Dumnezeu puternic. Avem nevoie de un Dumnezeu care luptă pentru noi. Cartea Sfântă spune, nu-ți face probleme, eu voi lupta pentru tine. Eu lupt pentru ai mei. Un Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu puternic te-a gândit că nu poate fi sensibilizat, nu, uh, nu poate fi mișcat, nu poate să fie impresionat de ceva, mai ales de către noi, de către oameni. Dar în această dimineață, știind că atunci când stăm la cina Domnului, suntem, de fapt, în cel mai intim moment, cel mai sensibil moment între noi și Dumnezeu, mi-am pus această întrebare care m-a consumat zile acestea. Ce sensibilizează pe Dumnezeu? Dacă vă uitați la conflictul dintre Ucraina și Rusia și doar vă luați timp câteva momente să vedeți câteva video, veți fi marcați de lipsa de sensibilitate unde s-a putut ajunge în secolul acesta în care spunem că suntem atât de aproape unii de alții, că le ne înțelegem nevoile, că suntem unul lângă celălalt? Să vezi oameni în vârstă, să vezi copii, să vezi cum merg pur și simplu uh, alianța acestei acestea umanitare și întreabă, vreți să veniți cu noi? Și oamenii de acolo, dintre drămături, dintre uh, aspecte acestea ale de demolării bombelor, dintre tancuri, dintre cele mai grele situații, ei spun, nu. No. Vrem să rămânem aici și rămânem până la capăt. Te întrebi unde este sentimentul acela de a fi aproape de cineva, de a simți cu cineva. <coughs> Oare Dumnezeu este sensibil la lucrul acesta? Noi, din umane, umană, am putea să găsim multe aspecte și multe răspunsuri. Dar vreau să vă duc la cea mai grea imagine. Pe cruce, atârnat, între cer și pământ, stătea un om. Între cei doi, în stânga și dreapta lui, erau alți doi recunoscuți de către ceilalți ca fiind oameni răi, recunoscuți și condamnați de către ceilalți ca fiind niște oameni ce au înșelat, niște oameni ce au făcut rău aproape său. Dar cel din mijloc, cel din mijloc n-avea nici o vină. Și nu numai că nu avea nicio vină și era condamnat pentru altcineva, spune Catea profetului că el a fost dus ca un miel la tăiere. Adică cel mai neputincios animal de jerfă este dus la tăiere, dar este acolo un aspect foarte important, spre cuvântul, și el nu a spus nimic. Ce diferență enormă în modul în care noi ne raportăm și în modul în care El se raportează. Și Isus Hristos alege să fie jertfă, alege să fie sacrificiu, alege să plătească prețul pentru sensibilitatea noastră, pentru dorința noastră, pentru modul nostru de a fi. Dacă vrem sau nu vrem să acceptăm, trăim poate una dintre cele mai de perioade din viața noastră, din omenire. Avem parte de nerociri în tot timpul. Avem parte de războaie, numai numai de vești. Avem parte de războaie. Apropo, gândiți-vă la lucrul acesta că este un somn, un somn adânc peste omenire în care nu se vede că de fapt Hristos este mai aproape azi decât oricând. Zice, când veți auzi, spune Domnul Iisus, doar veți auzi, nu că veți începe de asta să trăiți. Și totuși, uitați-vă că nu suntem mai buni, nu suntem mai crincioși, nu suntem mai dedicați, nu suntem mai serioși. Azi îi mulțumim Domnului pentru cina Lui. Îi mulțumim pentru Hristos, îi mulțumim pentru trupul și sângele Lui, care ne aduc încă o dată, din nou în prezența Domnului Isus, din nou să ne facă conștienți de acest mare adevăr. Hristos a plătit pentru mine insensibilul, pentru lumea ta insensibilul. El a acceptat să sufere, să moară, să poartă o sândă. Dar criza aceasta care este în lume, din orice punct de vedere, eu o spun de foarte multe ori, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, din punct de vedere social, dar și din punct de vedere spiritual, se adâncește tot mai mult. Versetul acesta 14 parcă vine mai mult ca oricând să aducă rezumatul situației în care suntem și arătăm că, de fapt, nu suntem într-o relație așa cum ne-am dorit cu Dumnezeu. Punem întrebări lui Dumnezeu. Când a fost ultima oară când ai pus întrebări lui Dumnezeu? Dacă ești corect cu Dumnezeu, vei recunoaște că ai pus de foarte curând timp. Când treci prin probleme, ai pus întrebări. Când treci prin de cazuri, îi pui întrebări. Când ești într-o situație de străptorare, îi pui întrebări și nu spui, Doamne, dar tu nu ești sensibil, Doamne, ție nu-ți pasă. Ucenicii niciodată în circunstanțe erau pe mare, vântul a început să bată puternic, totul a fost împotriva lui și singura lor problemă care a fost în mintea lor a fost, da, învățătorile, ție nu-ți pasă că pierim? Adică tu nu ești sensibil la Problema cu care ne confruntăm la nevoie, dar ce e din urmă, nu e sensibil la problema ta? M-am gândit ce îl sensibilizează pe Dumnezeu cu adevărat. Și am găsit că, în primul rând, ceea ce se zilizează pe Dumnezeu și ceea ce ne prezintă pe acest Dumnezeu care eu, personajul de ta, îl cunoști dincolo de atuputernicia Lui, de majestatea Lui, de gloria Lui, de autoritatea Lui. Îl cunoști îl cunoști și tu ca mine, un Dumnezeu plin de dragoste, un Dumnezeu plin de compasiune, un Dumnezeu plin de înțelegere, un Dumnezeu care este mereu lângă mine și lângă tine, un Dumnezeu care nu te părăsește niciodată nevoi, un Dumnezeu căruia îi pasă de fiecare felie de pâine, de fiecare pahar de apă să nu-ți lipsească, un Dumnezeu care îți numără până și firele de păr din cap, indiferent dacă le ai mai multe sau mai puține. Dumnezeu ține cont. Așadar, îi pasă. Dar ce oare ar putea produce astăzi, iubiților, această stare de sensibilizare a lui Dumnezeu care să se resimtă la nivelul bisericii Emanuel, la nivelul poporului american, la nivelul poporului nostru român? Ceea ce se sensibilizează pe Dumnezeu întotdeauna este relația personală și autentică. Relația personală și autentică. O, oh, câți Dumnezei falși nu sunt astăzi în jur! O, oh, câte icoane și câte sisteme religioase și câte lucruri, așa zis, spirituale ne înconjoară. Să te practici încolo și încoace. Dar ceea ce face diferența, ceea ce afectează atât pe om cât și pe Dumnezeu, este relația autentică, relația reală, relația confirmată de Dumnezeu și a este la nivel personal. Hai să citim împreună versetul 12 și uitați cum debutează acest cuvânt din textul ce l-am citit din 2 Cronici 7. Spune cuvântul Domnului în versetul 12, prima parte, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea. Câteva aspecte foarte pe scurt a modului în care Dumnezeu este angajat într-o relație personală cu tine. În primul rând, El este cel care întreprinde acțiunea de a se apropia de tine. Zice că Domnul s-a arătat. Cui se arată? Domnul îi se arată lui Solomon, Domnul îi se arată dubitale, Domnul îi se arată mie. Domnul îi se descoperă, fie printr-un vis de noapte, fie printr-un cuvânt profetic, fie printr-un mesaj din Sfânta Carte, un vers de cântare. N-am să uit niciodată unul dintre momentele cele mai intime și am avut cu Dumnezeu, călătoream cu mașina, conduceam și la un moment dat o cântare M-a făcut atât de sensibil la vocea lui Dumnezeu, încât am început să plâng cu multe lacrimi. Și a trebuit să trec pe dreapta, pentru că nu mai eram în stare să conduc. Era prezența lui Dumnezeu. Era slava lui Dumnezeu, era autentica prezența lui Dumnezeu. Cina Domnului, trupul și sângele Domnului, dincolo de reputința mea și de slăbiciunea mea și de falimentul meu și dincolo de problemele dumitale, dincolo că dacă te găsești mai tare sau mai slab, mai bine sau mai rău, cina Domnului îți aduce această autentică relație de sensibilitate cu Dumnezeu îți arată inima Tatălui. Îți arată inima Tatălui. Spre cuvântul că Domnului s-a descoperit, s-a apropiat, s-a arătat lui Solomon și eu am ce am cu timpul acesta de criză. Știți cum spune? S-a arătat noaptea. Nu știu în ce noaptea sufletului dubitale te regăsești. Eu o am pe-a mea. Dumnezeu o ai pe-a Biserica noastră poate o are pe a ei. Națiunea aceasta are această noapte. Nu sunt vremuri de ziua. Nu trăim vremuri grozave. Nu ai rost să ne amăgim. Întrebările sunt mai multe decât răspunsurile. Atitudinile, stările, toate acestea vin multă presiune peste noi. Și ce îmi place este că Dumnezeu știe prin ceea ce trecem. El este sensibil. El este aproape de noi, El este gata să ne înțeleagă și este lângă tine atunci când tu crezi că este cel mai greu. Și noaptea este cel mai greu. Domnul s-a arătat noaptea și îmi place că aici se întâmplă două lucruri fenomenale. În primul rând, este Revelație. Și eu chem poporului Dumnezeu atunci când vom lua cina Domnului. Chem să ne rugăm lui Dumnezeu să ne descopere voia Lui pentru viața noastră. Chem că atunci când vom lua din trupul și sângele Domnului să avem parte de acea întâlnire personală cu Hristos și să înțelegem, să pricepem, să ne răspundă Dumnezeu la întrebările care până acum nu le-am primit ca răspuns. Eu cred că în momentul acesta al cinei Domnului îl sensibilizează pe Dumnezeu. Și faptul că eu întind mâna să iau din trupul și sângele Domnului, Dumnezeu este prezent lângă mine și mă înțelege. Și numai că mă înțelege, dar este dispus să se arate, să se descopere. Ce trebuie să faci tu? Ce trebuie să fac eu? Cuvântul spune la a doua parte a versetului 12, Că pe, pe, lângă faptul că este o descoperire personală între Dumnezeu și Solomon, între Dumnezeu și noi, în al doilea rând este o confirmare personală. 12 a doua parte spune, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis. Știi ce a spus Domnul? Vă aduceți aminte ce a spus Domnul? Ce ți-a vorbit Dumnezeu ultima oară? Chiar prin încercare, chiar prin durere, chiar prin stare de neînțelegere, chiar prin anumit lucru în care te-ai trezit pur și simplu, n-ai știut de unde vine vântul, valul, cum ai deosebit glasul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult că acest Dumnezeu care ține la emoțiile mele, la stările mele, acest Dumnezeu care este sensibil la nevoia mea, îți vorbește personal, zice, i-a zis, i-a zis lui Solomon. Și știți ce i-a spus? Mărturisesc că sunt gelos. Iubesc rugăciunea ca și dumneata, suntem biserică pentecostală, înălțăm multe rugăciuni în fața Domnului, aducem multe cauze înaintea Lui, urmărim dacă ele se împlinesc sau nu, dar parcă, parcă nimic nu-ți este mai mângăitor și mai dulce decât să auzi ceea ce Domnul îți vorbește. Îți ascult rugăciunea. Aduce aminte de o mamă care a avut conflicte cu rivala ei. A încercat o sentiment de gelozie, a încercat o sentiment de frustrare, a încercat o sentiment de durere, a încercat o sentiment de, de împingere la o parte, pe toate le-a simțit, pe toate le-a trăit. Dar a fost mereu angajat în ceva. Știți în ce? În rugăciune. Mereu a comunicat cu cine trebuie. Și acel care trebuie este Dumnezeu că ești pe val, că ești sub val, că ești pe munte sau nu, ceea ce contează cu adevărat este relația autentică, reală, personală cu Dumnezeu. Și motorul acestei relații a intimității cu Dumnezeu este rugăciunea. Roagă-te dimineața, roagă-te și la prânz. Roagă-te, penserate, cât să mă mai rog, frate, și noaptea, și roagă-te ori și când. Nu rugăciunea păstorului, nu rugăciunea tatălui, nu rugăciunea învățătorului, nu rugăciunea altuia, ci rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu. Du-te și bate la ușa durerii lui Dumnezeu. Când stăm la cina Domnului, lucrul care este îndemnat de către frații slujitori este ia moment și stai de vorbă cu Dumnezeu. Intră în acel mediu al sensibilității, al intimității. Spune că îți ascult rugăciunea. Când Ana își aduce, în sfârșit, Domnului dă un copil, Domnul îi împlinește dorința, Ana avea tot dreptul să se simtă plină de satisfacție, în sfârșit putea jubila, în sfârșit putea să aibă momentul ei, după ani de suferință, după ani de frustrare, după ani de necaz, după ani în care a crezut că Dumnezeu nu este sensibil la problema ei. De, ori de câte ori ne rugăm și credem că Dumnezeu ne ascultă. Oh, de atâtea ori am crezut că batem la un cer închis. Și cuvântul de astăzi, de fapt, și spune că există, într-adevăr, moment când Dumnezeu închide cerul. Dar ea a continuat în această relație personală și autentică, a căutat să se roage ca, în final, să, ascult, să aude unii dintre cele mai frumoase declarații din ceruri. Îți ascult rugăciunea. Așa cum deja anticipam, în această relație personală și autentică apare, din păcate, un moment al examenului. Apare un moment al încercării, apare un moment al uh, uh, întrebărilor, apare un moment mai grav decât celălalt. O, și vei spune, frate, dar abia am ieșit din unul, mă bagi în altul. Abia am ieșit dintr-o boală și iarăși îmi spui că va trebui să trec prin boală. Abia am avut de a face ceva în familie. Abia am avut de ceva de a face cu fratele meu, cu prietenul meu. Iarăși, fratele meu și sora mea. cel rău nu doarme și încearcă și răgnește și caută să ne afecteze emoțional, să ne afecteze psihic, să ne afecteze spiritual și caută să ne pună tot felul de lucruri. Dar noi suntem binecuvântați că suntem în Biserica lui Hristos. Eu imperfect cu dumneata imperfect și imperfectă ne apropiem de trupul și sângele Domnului și garanția faptului că El este cu noi este în Iisus Hristos. Dar El câteodată alege să facă un moment în care cerul să fie închis, să-ți separă ție. El niciodată nu chide cerul pentru tine sau pentru mine. Dar examenul spiritual prin care trebuie să trec eu și lumea ta apare și spune, uitați, versetul 13, când voi închide cerul, ce Dumnezeu sensibil, ce Dumnezeu elegant, ce Dumnezeu minunat, Dumnezeu extraordinar, nu îți spune generalul la de armată nimic altceva decât jos, sus, drept, culcat, înainte, stânga, dreapta, stop! La luptă sau la pregătire? Dumnezeul nostru, care este Domnul Oștilor, cel care are autoritate ce-și pe pământ, își ia timp și îți spune, auzi iubitul meu, când ai, ai milă, ai. aduce aminte. Când spune cuvântul Domnului, voi închide cerul și nu va fi ploaie. Și ascultați ce dramatic surprinde acest cuvânt. Când voi poruncile custelor să mănânce țara. Când voi trimite ciuma unde? Unde va trimite? Va trimite la Chinez, că e răi și au dictator. Va trimite la Putin, pentru că la este rău și dictator, right? Nu, o trimite și peste România, care este țara ortodoxă. O trimite și peste America, care este, sau ce puțin am crezut noi, că este o țară mai evanghelică. O trimite și peste noi. Trimite chiar și peste poporul lui. Spune cuvântul, când va veni ciuma în poporul meu. Domnul îngăduie astfel de timpuri. Știți ce face diferența? Spune cuvântul, dacă, versetul 14, dacă. Și de acum începe, de acum începe modul în care noi trebuie să sensibilizăm pe Dumnezeu. În primul rând spune, dacă poporul meu, știi ce te invit astăzi când iei parte la cina Domnului? Te invit să-ți recunoști identitatea. Și ca să-ți recunoști identitatea, trebuie să mă verific și trebuie să te verifici dacă mai ești sau nu poporul Domnului. Eu nu te-am întrebat dacă ești într-o religie sau alta. Eu n-am spus dacă ești pentecostal, baptist, ortodox, catolic. Nu. Eu te-am întrebat dacă ești din poporul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, dacă poporul meu, peste care este chemat ce? Că eu cred și că dumneata crezi că suntem bine, este perspectiva mea și perspectiva dumitale. Cina Domnului are rolul să ne calibreze, are rolul să ne aducă într-o imagine corectă. Zice, peste care este chemat, ai grijă. Nu numele lui X sau Y, nu inscripția de pe o instituție sau alta, nu comitetul sau funcția cum a mea sau cuiva, ci spune, este chemat numele meu. Aici, Hristos contează. Iar pe Dumnezeu îl sensibilizează Hristos, jertfă, Hristos fiul, Hristos Mântuitor, Hristos care îți dă ție identitate și care îți dă autoritate de a pune peste tine și peste mine numele Lui. Spune, peste care este chemat numele meu. Ce sensibilizează pe Dumnezeu? Știți ce sensibilizează pe Dumnezeu? În primul rând, sensibilizează acțiunile reale, acțiunile concrete. Spune Iisus Hristos, să știți că nu m-ați atins cu nimic, nu m-a afectat nimic din ce mi-ați spus, pentru că atât de mult spun, Doamne, vă aduceți aminte? Doamne, Doamne! What? Ba mai mult merge și spune O, ați predicat, ați cântat, ați mers încolo și încoace. Nu, no, ce, plecați la mine? Pentru că nici nu vă cunosc, nici n-am pus numele meu peste voi. Știți de ce? Pentru că este nevoie de această relație personală și autentică. În primul rând, e nevoie de o predare în fața Lui. Spune cuvântul Domnului în versetul 14, se va smeri, poporul acesta se va smeri. Și când spun smerenie, spun începând cu mine, cu slujitorii, cu voi toți, cu toții să ne smerim înaintea Lui și să ne rugăm cum nu ne-a mai rugat niciodată. Să plângem cum nu a mai plâns niciodată. Să ne dorim relația cu Hristos mai mult ca oricând. Apoi, să avem o comunicare reală cu El. O comunicare în care să depindem de Domnul în toate lucrurile. Să-i spunem mereu, Iisuse, cum ți-ar plăcea ție. Știți curentul acela celebru în care în America, la un moment dat, -a, a produs o mare trezire spirituală. Începând de la o mișcare studențească, începând de la o mișcare de tineri care aveau inscripții uh, peste tot, această măreață întrebare. Ce ar face Iisus? în locul tău. Ce-ar face Iisus în locul tău? Mărturisesc, eu sunt primul greșit în sensul acesta. Dumneata ești primul greșit în sensul acesta. Noi suntem. Pentru că noi ar trebui să ne rugăm și să întrebăm mereu pe Dumnezeu ce ar vrea Dumnezeu, ce vrei Tu, Doamne? Ca mai apoi să fie o dedicare în trăire pentru El. Spune, dacă poporul acesta se zmerește, da? Poporul acesta comunică cu mine. În al treilea rând, poporul acesta, știți ce va face? Va avea o trăire autentică. O trăire, dar nu o trăire oriunde, ci o trăire în prezența lui Dumnezeu. Spune, va căuta fața lui. Psalmistul spune: Și fața ta? O cau Doamne. O caut, Doamne. Vă mărturisesc că mi-este teamă dimineața când mă trezesc. mă educ și mă oblic gândul, cu toate că laud aud cum îmi acolo telefonul lângă mine, mă așteaptă, deja o zi grea, sunt o grămadă de mesaje, sunt o grămadă de lucruri, mă sună alții să-i ajut și îmi dau seama că aș fi tentat să pun mâna pe el și să răspund, pentru că e urgență, nu? Nu poți să fii insensibil, nu poți să nu răspunzi. Numai că secretul unui om care se întâlnește cu Hristos este să caute fața lui Dumnezeu. Ai căutat fața lui Dumnezeu, am căutat fața Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Dar căutarea aceasta, dragilor, fac o mică, mică, mică paranteză, un subpunct aici, trebuie să conțină următorul secret. O căutare autentică a lui Dumnezeu Ceea ce îl sensibilizează pentru Dumnezeu este în trăirea aceasta pentru el decizia mea de a mă abate de la căile rele. Salmistul spune și nu voi sta pe drumul, pe calea, pe scaunul. Aleg eu să nu fac lucrul acesta. Aleg eu să nu fiu ceea ce altul face. Să nu vorbești ceea ce altul vorbește. Să nu fiu ceea ce cei din lume sau din jur se manifestă, comportă. Chiar că eu am sentimentele mele, emoțiile mele, stările mele, manifestările mele. Caut, îmi doresc, stau la cină. Nu mai contează ceea ce a făcut celălalt. Gata, s-a terminat. Sigur, mea condiție este să-l iubești și să-l iert. Trebuie să fac ceea ce spune Scriptura. Eu să caut iertarea. Eu să caut să mă ierte Domnul. Eu să mă smeresc. Eu să mă plec. Eu, ca să mă abat la ceea ce este rău. Nu trebuie să-mi spună cineva ce a făcut rău. Dacă, ești, dacă sunt copilul Domnului și ești copilul lui Dumnezeu, nu avem nevoie să ne spunem unii altora ce ai făcut rău. Duhul lui Dumnezeu îți va spune. Domnul Dumnezeu te va convinge, Domnul Dumnezeu îți va da această înțelepciune în relația sensibilizării lui Dumnezeu, să te abați de la calea rea. Zice, să vă feriți de ori și ce vi se pare rău. Tu că ai ajuns să înțelegi dacă a fost rău sau nu, dar spune, ai luat cina Domnului, știi că vrei să iei cina Domnului, ferește-te! O, oh, Doamne, și cum cad, și cum caz dumneata, și cum ne prăbușim și noi în acest proces. La această dimineață, și eu și lumea Ta avem un Dumnezeu care ne iubește. Un Dumnezeu care a lăsat pe Hristos. Un Dumnezeu care vrea să vorbească cu noi, un Dumnezeu care vrea să comunice, un Dumnezeu care vrea să se descopere, să ne dea revelația Lui, un Dumnezeu care se uită la trăirea mea și dumitale. Este un Dumnezeu sensibil. Și vreau să vă las în încheiere. Ce poate aduce această sensibilizare a lui Dumnezeu? Când te vei smeri, când te vei ruga, când vei căuta fața Lui, când te vei abate de la căile cele rele, știți ce pot aduce toate acestea? Auziți, dacă odată mergem undeva și copiii noștri se apropie de noi și se pune așa aproape de inima noastră nu știu cât ai avut în viață și ce-o fost ziua aia, dacă ai văzut că fata și băiatul vin se pun lângă tine, gata, deja ai o lacrimă, inima bate diferit, ești sensibil și dacă el zice, vreau chestia aia", tu nu, tu dai seama cum deja și cardul a ieșit din buzunarul tău. El deja a plecat dincolo și deja vine coletul. Iubiților, când vom căuta prezența lui Dumnezeu, când ne vom smeri în fața lui, când vom renunța la euul nostru, la stările noastre, la imperfecțiunile noastre, îl vom aduce în fața lui. Dumnezeu din ceruri ne va bine binecuvânta. Pentru că căutarea cu El înseamnă iertare și sfințire. Dumnezeu te iartă. Nu știu cum ești ta, dar eu îi mulțumesc și ziua de astăzi. O, Iisuse, îți mulțumesc pentru iertarea ta. Îți mulțumesc pentru mila și îndurarea ta. Îți mulțumesc din inimă, Iisus. Spune cuvântul, El îți iartă păcatul. Și în ultimul rând, El îți vindecă țara. Două mari lucruri glorioase. Odată când îți stabilizează relația ta cu Dumnezeu la cel mai intim moment, la cel mai înalt nivel și, în al doilea rând, El este gata să te binecuvinteze în toate nevoile tale, inclusiv în suferința ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine, eu sunt păstorul cel bun, eu îți dau hrană la vreme, te duc la pășun verzi și la ape, te duc la loc de odihnă. Iată, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc ce? Să vă pregătesc un loc. Că acolo unde? Acolo unde voi fi eu. Eu nu mă duc într-o parte și voi, poporul meu, mergeți în altă parte. Eu mă închid în turnul meu de filde și nu-mi pasă nimic de voi. Spune cuvântul Domnului, acolo unde voi fi eu. Luați din trupul meu, luați din sângele meu Luați viață, trăiți, fiți plini de viață, fiți plini de sfințenia lui Dumnezeu, de gloria lui Dumnezeu. Și acolo, acolo voi fi eu. Nu ești plin de bucurie că Domnul este cu tine? Nu ești plin de bucurie că Domnul este sensibil la nevoile tale, că Domnul este peste tine? Suntem plini de bucurie, pentru că îl spune în felul următor. Când voi închide cerul, și nu va fi ploaie, că voi porunci la custelor să mănânce țara, că voi trimite ciuma în poporul meu. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate la căile lui rele. îl voi asculta din ceruri. Mă rog să ne asculte Domnul asta din ceruri. Mă rog să te asculte Domnul asta din ceruri. Mă rog să aducă Domnul astăzi vindecare peste noi. Să aducă tămăduire spirituală, tămăduire fizică. Să fie o reconectare în această intimitate cu Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, voi fi, îi voi ierta păcatul, îi voi tămădui țara. Și în felul acesta, inima mea, îmi place așa de mult vestul 16. Acum, pun peste numele meu să locuiască acolo și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Îl sensibilizează pe Dumnezeu. O relație autentică, o relație personală, o viață la dispoziția Lui. Mă rog în luăm cina Domnului să avem parte de toate acestea, pentru că se merită. Dumnezeu ne va binecuvânta să vi se fie numele Amen.